Primăria Lugoj a anunțat că facilitățile de la ștrand și bazinul acoperit vor fi curățate și întreținute cu ajutorul roboților. Licitația contractului de mentenanță este programată pentru începutul lunii viitoare. Pe 3 aprilie va avea loc licitația pentru contractul de întreținere a complexului acvatic realizat de primărie. Este vorba despre substanțe fără de care ștrandul și bazinul acoperit nu pot funcționa. Obligațiile din cadrul contractului sunt asigurarea necesarului de substanțe pe fiecare lună, întocmirea procedurilor de lucru, curățarea filtrelor, a pereților piscinei, introducerea roboților pentru dezinfectarea bazinelor, analiza chimică a apei și posibilitatea intervenției non-stop în caz de urgențe. Contractul va fi semnat pe 4 ani. La ștrand, suma alocată este de 35.000 de euro pe an, iar la bazin de 25.000, a explicat Francis Boldea, primarul Lugojului. 80% din suma prevăzută pentru mentenanță reprezintă substanțele și materialele folosite la întreținere.